Totuși îți lipsește ceva? Ai ceva ce n-ai realizat? Nu, am realizat tot ceea ce mi-am dorit, dar vreau să spun că tot ceea ce am făcut, am făcut cu mari sacrificii. Adică și familia, și cariera, și niciodată nu le poți avea pe toate și întotdeauna când viața îți dă ceva, își cere prețul. Altceva. Nu există, că știi, din exterior pare totul roz, vai, are succes, are carieră, are și bani, are și nu știu ce, sau așa se vede. Da, 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 vede, da, da, da. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Adică atunci când se pare tot roz, nu e chiar totul roz și totdeauna viața își cere prețul. Da. Faptul că mie mi s-a întâmplat ce s-a întâmplat la naștere, poate a fost un lucru karmic pe care eu trebuia să le eliberez în univers și trebuia să mi se întâmple lucrul ăsta pentru că eu aveam de plătit poate niște polițe, nu? Poți să o iei și așa. Da. Nu? Pentru că nu poți să ai și familie și tot și să nu ți se întâmplești ție ceva rău. Na, că viața ți-o dă și ți arată că nu e chiar așa și trebuie să plătești și tu un mic preț. Sau despărțirea mea după 8 ani de zile, nu? Când părea totul roz și așa, dintr-o dată, pac, vine viața și îți mai dă una. Uh-huh. Hai, te ridici, te plângi, suferi, apoi te ridici de jos. Adică, întotdeauna când am avut un succes pe o parte, pe cealaltă parte eu a trebuit să plătesc prețul. N-a existat niciodată apă liniștită. Și cred că, în general, e valabil chestia asta la toată lumea, adică trebuie să plătești niște lucruri dacă obții niște lucruri și cred în karma foarte mult. Adică dacă faci bine, ți se întoarce binele și poate, dacă nu faci bine, evident, trebuie să plătești la un moment dat. Dar tu cred că n-ai făcut așa lucruri grave, urâte. Nu e vorba de a face, este vorba că poate am obținut niște lucruri, am obținut un succes la un anumit moment și a trebuit să-l plătesc pe partea cealaltă. Adică ani și ani de zile n-am avut familie. Da, am avut copii, dar deci în schimb am avut carieră, da, mi-am dorit și atunci am plătit pe partea asta altă. E, acum am și familie, am și carieră, dar a trebuit să plătesc cu sănătatea. Da. Deci, vezi, există o lege, o karmă. A compensației, exact. Da, o lege a compensației, da, și a trebuit să stau, să mi se întâmple ceea ce mi s-a întâmplat, mi s-a luat opțiunea de a mai face copii și asta o plată pe care universul o cere, nu? Zice, a, pe Andreea Băla, nu poți să ai tot așa, nu poți să ai și carieră și concerte și Andrei și familie și doi copii și un soț de 2 metri și frumos, nu poți așa, ia că nu mai poți să faci copii, bam, și ți-o dă viață. Nu ai, nu poți să le ai pe toate.